Trăiască TFS-ul! Și noi pe lângă. Bă, pe azi, Darek? Da. Bă, ne-au prins ăștia bând. Asta era de probă, mai pune. Bună seara și bine ați venit la episodul 5 Timișoara Film Society Podcast. Wow, ce s-a schimbat, Florin, nu vi se pare? Bună seara, Florin! Bună seara, dragilor! Florin, varianta cu țâțe. Vine vorba, vine țâțe. Și fără mușchi sau? Păi nu că... A, ai, da. Să stau tot. Deci ne apără și ea. E ok. Dragilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți. Vreau să vă amintesc că suntem pe toate canalele de social media. Florin, în varianta feminină, face niște TikTok-uri bombă. Nu mă credeți pe cuvânt, intrați pe TikTok-ul Timișoara Film Society, intrați pe Instagram, pe tfs.ro. Și alături de noi, din nou, Ovidiu Roteliuc și pentru prima dată, Mihai Groza. Dacă vă întrebați de ce sunt ei aici, ei, vrem să vorbim de efecte speciale. Da, nici noi nu știm. Efecte speciale. Vizuale. Speciale sau vizual? Deci, efectele speciale vizuale erau alea care se făceau de multe ori practic, fizic. Și există efectele CGI care sunt acum. Deci e diferență între ele. Deci tu faci efectele speciale și el CGI? Nu. Ah. Eu sunt speolog, nu știu. Nu, deci el se ocupă de partea de CGI și efectele speciale vizuale, alea cred că a făcut Mario, dacă vă mai aduceți aminte, săgeata aia înfiptă, alea efectele... Asta e că eu sunt Florin, eu nu eram la filmări, nu știu despre ce vorbim. Nu știu despre ce vorbim, da, nu înțeles. Da. Hai să spargem gheața un pic, Ovidiu, tu ai mai fost. Da. Lumea te cam știe. Când relaționează Timișoara Film Society, cam relaționează cu tine. Nu vă uitați la mine, nu? Sper că eu trebuie să-mi fac o copcă aici, știți ce zic? Să-mi sparg eu gheața. Ce? Mihai, MV, tot ați auzit de MV. Da, am tot pomenit eu, acum e fața. Da, mare, un mare caracter, da. Știa trebuie să zic cum mă cheamă sau ce trebuie să fac aici. Descrie rolul tău în TFS. Ai, frate, deci mă simt ca la interviu în pana mea. Și care sunt cele 5 abilități pe care... Unde te vezi peste 5 ani? Unde te vezi peste... Asta am vrut să zic. Da. Răspunsul este da. La ce? La tot ce urmează să-mi întreb. Mai bun asta, zi unde te vezi peste 5 ani. Unde mă... Nu știu. Tot la laptop, acolo. Da, la comp și... Da, acum... deci ai înțeles, nu la laptop. La comp. Mă lași cu laptop. Scuză-mă. Generația cu compul. Da. Făcând Temir ce efect CGI pentru Temir ce film. Da, pentru Holiu cel puțin, adică... Da. Întâi începe aici, lasă Holiu. Mhm. De când cu efectele speciale? De când? Din 2007, primăvară era, ții minte și acum. Asta e la vrăjeală. Nu e la vrăjeală, mă vorbesc foarte serios. Da, nu știu, am început, cred că, nu chiar atunci, glumesc, undeva prin 2016, cred că 2017, ceva de genul, dar lucram pentru jocuri, adică încercam să fac un joc. Eu să fac totul, ca de obicei, adică de la cod, la partea de, nu știu, caractere, partea de animații pentru caractere. Și cumva am scris codul pentru joc, o parte din el, și m-am blocat la partea de 3D, evident că nu știam absolut nimic de 3D și atunci am învățat destul de mult. În cât timp? Că de obicei înveți repede. Da, în vreo 2 ani. Și mi-am dat toată silința. Și după 2 ani tot n-am fost capabil să fac nimic. E ok, da. Perfect. Dar la TFS prima dată a fost cu asimptomatic. Da, prima dată a fost cu asimptomatic, da. Mai a fost? Mai a făcut ceva? Poate la vreo nuntă. Dar dacă era ceva de genul. Adevărul e că mai avut câteva. Mireasa care clipea, mai știi? Făcuse un site pentru Ionica și era ceva de genul pe prima pagină frumos, o mireasă care stătea așa. Și te uitai la site și o dată mireasa, dar era poză, știi? Și, bă, da, s-a părut foarte interesant atunci, acum. Inspirație din Mona Lisa. Da. Bă, nu știu sigur, dar
Cred că am mai vorbit noi de ceva 3D. Nu cred că a fost primul. Sau... Unde s-a lucrat mai intensiv, ăsta a fost primul. Cred că a durat atât de mult. Da, asta e bună, da. Încât mi se pare că s-a întâmplat de mult. Că da. De fapt a început prima dată cu... Da, mă. A început cu o dronă, dacă ți-aduce aminte. Era un cadru care n-a mai apărut în film, cumva din exterior și trebuia să vii cu drona, să pui frână. Îți aduce aminte? Da, era drona, era drona pe care, seamănă cu drona pe care aveam noi. Exact. Adică, la ce căcat ne chinim să facem CGI pe ceva ce avem deja, știi? Da. Da, e ok. Da, okay. Da, da, da. Deci ăsta a fost, așa a început să lucreze mai puternic, pe asimptomatic, da. Unde a fost provocarea? Provocarea pentru asimptomatic? Pentru tine, da. Pentru mine sau? Peste tot a fost o provocare, practic, știți? Cam așa a fost. Ideea e că eu am venit cumva după ce au fost cadrele filmate și asta cumva a îngreunat toată situația, pentru că au lipsit foarte multe lucruri. Spre exemplu, dacă vă amintiți în film, e un cadru unde drona se vede pe geam. Inițial trebuia să intre pe geam după personaje. Ideea e că noi n-am avut măsuri la absolut nimic. Nu știam cât de mare era camera, din ce parte bătea soarele. N-am avut, practic, environment-ul. În momentul în care faci CGI sau vrei să aduci un obiect 3D, să zicem așa, într-o scenă reală, ai nevoie cumva să știi dimensiunile camerei, texturile, ca să poți reproduce lumina în primul și primul rând, că e foarte importantă. Na, noi n-am avut nimic din chestia asta și evident că ne-am lovit de tot felul de probleme. Dacă ați văzut în film, drona nu mai intră pe geam, pentru că au fost foarte multe probleme. Lumea nu știe. Da, trebuia nu să intre pe geam. Nu se potriveau. Da, asta e adevărat, dar na, asta e când, normal, când se lucrează pe set, de obicei, să zic așa, supervisorul care îi poate pentru 3D, ar trebui să fie acolo. Ca să știe ce să le spună. Bă, vedeți aici ce vreți, pe aici trebuie să vină așa la... Aha, păi stai, atunci trebuie făcut așa, trebuie măsurat aia, trebuie luat un sample de lumină, de toate chestiile alea. Da. Bine, s-a întâmplat să mergem, să vin și eu și tot am uitat să facem ce vreți. Vă genul, bă, dar... Bă, ești prost, am uitat. Ai scos autofocusul, nu băgam nici spune. Da, o să fie tot, nu contează. Da, 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 da. Și totul s-a făcut pe environmentul existent. N-a fost nimic props, n-a fost nimic green screen. Nu, n-a fost nimic green screen. A fost green screen. Am avut green screen. Da, am avut green screen când a fost Simi sus pe bloc. Da, corect, da. Da, doar că acolo... Bine, lăsați. A fost încât am și uitat că am făcut aia, știi? Da, acolo când e Simi sus pe bloc, acolo e filmat cu green screen. Dar, să zic așa, CGI, de fapt, CGI 3D, ce ai reprodus, ai reprodus doar bordura, telefonul, o cârjă, ceva de genul, știi ce zic? Că background-ul, chiar dacă am primit feedback de la anumite persoane, că bă, parcă background-ul, nu știu ce, stai liniștit, nu e oraș făcut în 3D, e chiar filmat. Oraș, da. 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 De undeva, de pe un bloc, de la noi din oraș. Da, da, da. Am încercat background-ul, că zicea MV, bă, aici ar cam trebui să reproducem tot, așa, hai să vedem unde găsim blocuri ca în Timișoara, în fine, știi, să fie așa o chestie. Și ne-am dat seama atunci când ne-am dus și am filmat pe bloc că ar fi mai ok să filmăm cât de cât din perspectiva din care aveam nevoie, cu milimetri care aveam nevoie și a ieșit, da, a ieșit bine. Bine, da, da. Bine. Lumea în general când aude de... Da, eu nu mai ies aici, bă, lăsați-mă în pace. Serios. Da. E despre efecte am venit. Nu, acum ea spune la general. Da. Da, da. Lumea în general când aude de efecte, mai ales în România, unde nu prea se fac, își imaginează că e necesar un buget mare. Da. Să le spunem, e adevărat? Da, placa lui de-a costat destul de mult. Deci eu nu mai am urinic acum, să știți, dacă chiar... Vă arată imediat cu sătura. Da, 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 la operație aici. Da. Deci să nu râdem că îi se desface operația. Da, da, da. Da, deci sunt costuri destul de mari, da. În primul rând în echipamente și apoi în oamenii care trebuie să facă lucrul respectiv, știi? Asta e ca și faza aia. Păi da, dar l-ai făcut într-o oră, mi-ai făcut efectul. Bine, tu nu-i explici omului, păi da, eu ca să învăț să fac chestia aia mi-a durat 2 ani. Da, eu lucrez de 7 ani ca să învăț să facă la 5 minute. Știi că asta e problema. Că da. De asta e de evitat, e de evitat să lucrezi cu clientul în spatele tău, știi? Da. Că te vede... A, păi tu pentru asta mi-ai iau de euro. Căruță de bani. Bă, ești culmea. Da. Păi da, de-aia ți-au că până acum am învățat. Dar fă-ți tu. Da, exact, fă-ți tu. Da, da, sunt costuri. Nu știu, apropo, chiar ai zis în întrebare, la noi în România
Adică am văzut chestii de genul ăsta în filme, nu prea. Noi, nu, hai să nu ne căcăm pe noi, scuzați expresia. Eu nu prea. Deci, că nu am văzut toate filmele românești, mai ales, cred că am văzut mai mult producțiile mai vechi decât producțiile mai noi. Da, dar toate care le-am văzut, n-au. Ok, filmele. Da. Acum, videoclipuri mai sunt. Da, videoclipuri mai sunt, dar bănuiesc că datorită faptului că sunt scurte. 3-4 minute, nu. Da, oricum, în general, efectele, CGI-ul și toată chestia asta, dacă ați observat, nu prea se fac de durată lungă. Păi, în principiu, dar nu le faci de durată lungă, că se vede. Bine, acum, în ultima perioadă, ai văzut că încep filmele să apară tot filmul CGI și pare că e... și pare că e real, da. Da, mai știți că voiam să folosim câinele să-l facem în CGI? Da, 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 păi discuția... Încă lucram la film. Da. Discuția a fost cu MV și pe chestia asta și a zis că mai bine... inițial, înainte cred că să vorbesc cu tine și să-mi zici tu de Cezar. Cezar. Ce faci? Știi? Cezar și câini. Cezar și câini. Da, da, și noi unul în România. Așa, înainte să vorbesc cu tine, eu deja vorbisem cu MV și el s-a uitat pe niște modele să vadă și a zis, că zi seama, ok, faci o mașină, faci ceva care e mecanic, care nu e organic, nu? Da, 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 da. Arată, păcălești mult mai repede ochiul, da. Așa te pui să faci... Nu știu, cred că e acum, a fost un film în cinema, fix în perioada când aveam noi simptomatic. Da, Câinele și pisica, cel franțuzesc. Da. Pe bune? V-ați uitat? Da, am văzut doar trailerul că eram în cinema și tot timpul era pe acolo. Da. Tot timpul era. Da, bine, posterul l-am văzut și eu, dar filmul... Nu, am văzut trailerul, da. Îți vine să plângi. Trailerul, da. Adică se vede, da. E ca și cum trebuie să-l accepti că de fapt cele două personaje se vede că sunt făcute. Sunt animate. Da. A, și s-a dus în environment real? Da. Da. Okay. Dar mai este un film pentru copii, l-am văzut eu pe Netflix, tot așa cu niște căței, nu știu cum se numește. Căței sunt adevărați, dar doar când vorbesc, se mișcă. Asta mai văzut, da. Aia se face, adică se filmează animalul respectiv, probabil că dresorul ține cât mai pe poziție, doar să facă din alea așa, și e reprodusă doar partea. Sau un om îmbrăcat în verde îi mișcă. Dacă acum, apropo, că sunt o grămadă de clipuri astea cu oamenii ăia îmbrăcați în verde, da. Nu sunt toate adevărate, clar. Nu. Da. Da. Și să știți că inițial și pe Simi am vrut să facem CGI. Asta o tai bine? Aude Simi, zice, bă. Da. Cât de reale trebuie să fie efectele într-un film? Că vorbeați de chestia asta. Păi depinde ce vrei să obții, dar în principiu cât mai reale, dacă vrei să... Adică chiar să pară că e acolo. Păi normal, nu? Asta e scopul, până la urmă, să fie de acolo, da. Să păcălească. Și din păcate e destul de dificil. Adică nu știu de aparat dacă e dificil, dar de fiecare dată ziceam la MV, mai strică-l. Da, asta că el crea, să zicem, drona, o făcea. Azi, motion blur! Da, toate detaliile pe ea, tot. Noi în realitate nu vedem așa. Adică dacă îți trece o mașină pe stradă, prin față, nu apuci să vezi toate detaliile. Nu, chiar nu. Da. Exact. Și am urmărit o perioadă, atunci în perioada aia când lucram MV pe partea asta de CGI, eram tot pe filmele de la Marvel. Tot pe ele eram și mă uitam și puneam freeze frame pe cadre, unde vedeam că trece o navă sau tot ce știam că e CGI. Și într-adevăr, adică clar că modelul ăla a fost făcut în detaliu, dar după aia cumva e stricat intenționat, pus foarte multă mișcare pe motion blur, pentru că în realitate nu vezi toate, cu cât e mai detaliat un lucru și l-aduci, e 3D și l-aduci în realitate, vezi diferența. Realitatea nu e atât de detaliată și obiectul tău care l-ai pus acolo e foarte detaliat și e clar, te deranjează, zici, e pus aici, știi? Da. Ce e mai greu de creat? Un obiect sau o acțiune? Fac diferența între drona acum, dar să dau exemplu concret, drona obiect. M-am blocat, nu-ți bag apă ca să nu se observe că m-am blocat. Drona obiect, acțiunea, explozia. Ah! Uh-huh. Cred că, din câte mi-ai zis și tu, cred că cam tot ce e organic e mai greu de făcut și e și foarte, gen, foc, apă, da, explozie, acolo e și un consum mare de resurse, se lucrează mult mai greu, clar, renderul crește. De la ore, la zile, la săptămâni, poate chiar, știi? Adică, da. Și în principiu, da, tot ce este organic, ce cumva, nu știu,
ce ai găsești la, nu știu, un animal, un om, ceva, unde mișcarea, cumva, ochiul uman e setat să vadă dacă ceva nu e în regulă acolo, știi? Da. Așa, dacă trebuie să muți o dronă aia, o muți, aia e. Deci e mult mai... De multe ori, dacă, nu știu, faci un robot care se mișcă, acum, care merge, tu ca om nu poți să zici, sunt atât de obișnuit cu roboții în jurul meu, încât știu cum se mișcă un robot. Da, mi se pare normal și... Da, de aia acceptăm mai ușor chestiile astea, decât, nu știu, faci un câine, cum am zis, și îl mișc în 3D, tu ești obișnuit, deja știi cum aleargă un câine, cum ai văzut de multe ori lucrul ăsta. Și problema cea mai mare, asta s-a și discutat la nivel mare, e ochiul uman, care e cel mai greu de reprodus în... în 3D. Ochiul uman e cel mai greu de reprodus pentru că e cel mai ușor de observat, pentru că noi zilnic asta facem. Ne uităm în ochi. În alți ochi, nu? Și atunci știi exact cum se mișcă ochii, cum tot. Și na, acolo e cea mai mare problemă. Din câte am înțeles, nici nu știu exact, cred că ei când fac, când întineresc oameni, cum au făcut cu cum îl cheamă? Samuel L. Jackson, nu, acum recent. Samuel L. Jackson. Da, și cu eu m-am gândit la Benjamin Button când ai zis. Și cu Will Smith când a jucat așa, la da. Dublu. Nu știu dacă vă uitați și la ăsta cu mașinile, cum îi zice? De murit la Fast and Furious Paul Walker, da. Deși pe el l-a reprodus, dar cum l-a reprodus? Are un frate care seamănă destul de bine. Și cumva l-a filmat cu fratele lui și după aia pe fața lui frate-su i-a modificat un pic trăsăturile. Mai mai ușor sau mult mai realist este să lucrezi peste ceva, da. Da, decât să faci. De ce ai intrat la standby? Păi nu facem reclamă la Samsung. Responsul nostru oficial. Dacă cineva, aici o să intervină și Florin, vrea să înceapă acum să facă efecte speciale, vine, care e prima resursă de care are nevoie? Timp. Nu, baci tutoriale, asta faci. Bine, dacă ai deja un calculator, nu? Aia n-ai mai pus în calcul. Mai punem în calcul. Clar, dacă vrei să te apuci de asta, nu vrei să te apuci de filmat și n-ai cameră, nu? Da. Logic. Deci echipamente ai nevoie. Și asta înseamnă un calculator cu o placă video cât se poate de bună. Da. Gen cât mai actuală. Da. Așa? Și după aia, exact cum ziceam, avea timp. Da. Pentru că trebuie să înveți. Da. De nu e o rețetă secretă și zic, ai două clicuri și în 3 săptămâni ești expert. Nu. Timp. Da. Și încercări, exerciții. Și clar e diferit. Dacă ar fi să iei domeniul ăsta al cinematografiei, da? Să zicem filmat, editat, dacă ar fi să faci diferența între un edit, un montaj și un CGI, da? E clar, CGI undeva foarte sus. Editul, deja lumea îl face cu CapCut, cu eu știu ce, de pe telefon, știi? Deci ăla e un nivel mult mai sus, CGI-ul. Să încep să înveți, să încep să... Cred că de când a apărut TikTok-ul, toată lumea face edit. Cred că editul, da, a devenit așa o chestie mai uzuală. Deja oamenii au început să înțeleagă. Și softurile deja de o asemenea natură încât e simplu. Gata, știi? Nu mai trebuie să stai, să importi, să-ți instalezi, să... Deci știți pe oamenii ăia de vorbesc despre ei la a treia persoană? Din vedere. Așa, deci. Florin, adică eu... Ar vrea să învețe să editeze. Ce programe recomandați sau cursuri? Doar să editeze? Da. Păi acum e simplu. Deci dacă e să ia să editeze pe un laptop sau pe un calculator, sunt programe astea foarte cunoscute, gen Adobe Premiere, DaVinci, care deja așa de la Blackmagic. Dacă are Mac, are ăla care îl primește automat cu... Sau nu îl primești cu... Nu știu, n-am Mac, n-am. În fine, nu-mi vine acum, dar programele de edit, Avid mai e, în fine, programele de edit între ele fac același lucru. E doar chestie de un pic de interfață diferite, dar nu e ca și cum în altul tai într-un fel și în altul tai altfel. Nu, baza e la fel, adică editul. Și cum înveți mai repede, gen teorie sau practică? Cred că e combinație. Adică e bine să faci, nu știu, de exemplu, cum ziceam, faci un tutorial, dar și pui în practică. Imediat. Dacă te uiți la tutorial acum, nu îl pui în practică săptămâna viitoare, că nu o să mai știi nimic.
Da, clar, dar de exemplu, depinde acum și la ce nivel ești. Eu de multe ori, să zicem acum, pe partea asta de edit, de colorizare, de asta de multe ori mă uit la un tutorial, nu-l pun imediat în practică, dar nici nu-l uit. Pentru că deja bine, am baza. Că știi softul, așa mai dar, și eu. Dar exact cum zice MV, dacă ești chiar începător, gen îți pui probabil tutorialul, te uiți și mulți fac așa, se uită. Pui pe cum l-a făcut, da, și face. Și e clar că e combinația aia de înveți, pui în practică, înveți, pui în practică. Da. Asta pe calculator, pe laptop, pe chestii de genul ăsta. La calculator, la interfon, la depinde ce ai. Acum, pe telefon, că vorbind mai înainte am vorbit de chestia asta, pe telefon sunt iar o grămadă de bine, programe de edit. Telefon, da, okay. Da, dar e baza, da? E, baza e aceeași. Pentru un film nu poți face pe telefon. O să rămâi uimită. Nu neapărat pentru un film, dar baza de edit. Că de fapt, ce înseamnă un edit? Ai un video, trebuie să știi să-l tai, să muți partea asta, vrei în față, asta vrei în partea alaltă, să pui o tranziție, adică baza e, nu știu, să o compar cu ce? Ceva foarte simplu. E clar că dacă știi baza... Paint. Nu, da. Baza e la fel, orică ești pe laptop, calculator sau pe programele care au apărut acum. Editul e, știi că multă lume, mamă, ce mi-ar place să știu să fac montaj, să editez și eu să pun tranziții. E o chestie de bază. Adică trebuie să tai și să știi în sensul, adică artistic, că vrei tu să pui ăla acolo, ăla acolo, să pui o tranziție de să facă fade între ele sau să fac... Apropo de chestia asta și cu editul și tranziții, și de unde îți vine inspirația sau te uiți la filme sau de unde, sau programele au prestabilite niște tranziții pe care tu le alegi? Da, tranzițiile alea, da, tot timpul au fost prestabilite. Asta știu de la început, toată lumea la început cu, mamă, am văzut niște tranziții așa de faine. Bine, acum alea mi se par. Da. Care sunt tranzițiile? Când pui două videouri și pui între un să facă un cross, da, să treacă transparența sau să facă deep to black și după aia să deschidă celălalt sau să treacă, să-l împingă video unul pe celălalt sau da, tot felul de alea sunt tranzițiile. Clar sunt niște chestii predefinite. Da, ale programului. Dacă vrei poți să îți bați capul, să ți faci și propria tranziție dacă ai vreo idee, ceva, nu știu. Da. Custom, cum se zice, da. Dar acum, până acum asta, ați vorbit strict de edit, de un edit simplu, care, din ce am înțeles, nu e implică efecte CGI. A, nu, dar am zis că este total diferit. Da, sunt lucruri complet diferite. Da. Bine, CGI-ul nu cred că toată CGI deja sunt alte programe în care faci. Editul se face în program de editat, CGI-ul se face de obicei, care înseamnă CGI, toți zicem CGI, care de fapt ce înseamnă? CGI e computer grafic... Ceva de genul. Da. Hai să... Cum se scrie? CGI. Computer graphic interface? Imaginary. Hai să... Bă, asta trebuie tăiat, frate, că nu... Imagination. Bun, deci, ok. Să rezumăm. CGI-ul, de fapt, e partea asta de 3D. Când încerci să aduci un obiect care nu există într-un ceva ce ai filmat deja, într-un environment filmat, sau chiar să creezi toată scena de la zero. Adică să nu ai nimic și să creezi și environmentul și obiectul și așa mai departe. Și tu să fii filmat pe green screen cu actorul, de exemplu, sau, și crezi sau nimic. Încep de la zero. Începi de la zero tot? Totul este generat. Mm-hmm. Și așa, există doar filme, nu? Na, deci alea sunt alte programe. Alte interfețe, lucrez în altceva, nu e programul de edit, da? Acum mai este și efectele astea 2D, care să zic, care numai nu sunt 3D, care le faci în After Effects, le faci în Fusion, care de fapt înseamnă niște foițe, ca să vă dau un exemplu, știi că multă lume a zis la cadrul ăla din Asimptomatic, când merg ei cu barca și se ridică camera și vezi orașul în spate și munții și aia, ăla nu e 3D, ăla sunt niște foițe, deci ca și mai pune niște poze în spate. Da. Suprapune? Suprapune? Da. Uh-huh. Adică tot ce înseamnă, am găsit în frame-ul respectiv, am găsit o linie pe care am decupat-o, ca să zic, copacii și nu știu ce, și în spate a rămas gol și atunci am început să pun în spate de tot munți, un pic mai aproape orașul, dar în așa fel încât
să zici că e de acolo. E știi? Practic un parallax, așa se numește. Mm. Când munții practic stau pe loc, copacii se mișcă ușor în momentul în care camera se ridică. Ați văzut când mergeți cu trenul și te uiți pe geam, stâlpii trec foarte repede, câmpul mai încolo un pic mai lent și munții din spate aproape că stau pe loc. Stau pe loc. Chiar și noi, dacă stăm să ne uităm cu ochiul liber, de fapt, tu ce vezi? Nu vezi chiar 3D, e un 2D, tot un 2D vezi când mergi cu trenul. Sunt niște foițe. Na, ăla deja nu mai e CGI. Și alea alte programe care faci. Deci, programe. Așa, da. Deci, oamenii care vor să se apuce, aveți multe lucruri, multe învățate. Și asta e doar pe imagine. După aia urmează sunetul, care sunt alte programe. Cumva, da, sunt programele de muzică în care... Păi, vocea probabil că o faci într-un program, muzica în alt program. Știi, dacă vrei partea de, cum se numesc, propsuri sau cum se numește, footsteps. Când Foley. Foley. Foley, alt program, știi ce zic? Da, și ajungi la un moment dat că, exact cum ai zis tu, pentru un film, clar nu faci un film cap-coadă, filmat, editat și toate astea pe telefon. Da. Dar nu înseamnă că nu s-a încercat să se facă măcar filmatul cu telefonul. Asta deja, pentru că se și merge acum cu iPhone-ul, nu? Care filmează cinematic și se pot face lucruri. Dar cumva tot pe un calculator sfârșești. Adică pe un laptop, normal, pe un calculator unde poți să te desfășori și să-ți faci... Să le spunem că dacă aud cumva un mieunat, să știți că nu e din efecte speciale. Da, da. Nu, e la ușă, plânge. Așa. Băi, apă, când... nu beți, scuze. Nu, noi așteptăm alcool. Eu cel puțin aștept alcool. Zi. Cât câștigă un editor pe lună? Da. Editor, așa cum am vorbit, cel care face efecte speciale, cel care editează basic, cel care colorizează. Am uitat să vă zic. Revenim la chestia aia. Mai e și colorizarea, care la noi în România a luat acum amploare, a început să ia pentru că se iau de la ceilalți, de dincolo, care e un alt domeniu, efectiv sunt oameni plătiți care doar asta fac, îți colorizează filmul. Asta e ultimul proces? Nu chiar, dacă vă mai aduceți aminte... S-a schimbat. Fantomele. E ok. Da. Dacă vă mai aduceți aminte din podcastul trecut... A zis Denis că de multe ori muzica s-ar putea să fie el care compune, da? Să fie influențat și de cum e colorizat filmul, că îți dă un feeling. Așa, deci nu e chiar ultima etapă, dar e printre ultimele. Așa. Na, ăla e un alt, să zic, un alt domeniu și ăla se face într-un... Chiar dacă e în același program de edit, o altă interfață a programului. Deci e un tab special doar de colorizare. Nu e important să fie la fel? Sau există treceri? Da. Nu știu. Ai putea într-un film să... Mai vedem filme unde sunt inserate scene alb-negru, care, nu știu, te duc în trecut sau așa. Dar n-am prea văzut diferențe foarte, foarte mari. Păi, se practică sau nu? E ca un... e ca la muzică. Revin iară la muzică, când ți-a zis Dodo de master, care masterul se face ca să aducă totul frumos la un numitor comun, cum se zice, să sune totul. Așa e și ca colorizare în filmare. Există o colorizare care o pui la final ca să aduci totul într-o notă, să zic așa, dar nu înseamnă că între scene nu e diferență. Că, de exemplu, dacă o scenă e noaptea, da, e mai albastru, tot răsăritul e mai galben sau eu știu, fiecare cum. Sau vrei să aduci anumite sentimente prin colorizare. Mm-hmm. Și atunci totul e mai... Cum e filmul de groază, unde e dar. Totul e mai dark. Da. Sau totul mai happy, Barbie, totul e roz, totul e... Deci e clar că și culoarea... Dar... Îmi imaginez acum un film porno sepia. Mie îmi place culoarea sepia. Da, uite, acum... Ca și oameni, sepia, nu trec în partea de porno, la aia te așteptai. Ca și oameni avem chestia aia, partea de sepia, alb-negru sau toate chestiile astea de monocrom, așa te duce cu gândul la vechi, de mult, sau amintire. Retro, da. Îți par retro. Păi cândva s-au folosit, alea erau cumva efecte, adică ce puțin la sepia mă refer, cum alb-negru se mai folosește așa cum. Da. La sepia eu mă gândesc la Chaplin, de exemplu, că îl vedeam, parcă îl văd pe Chaplin. Păi nu știu, era sepia sau era alb-negru? Era alb-negru. Sepia, impresia aia de culoarea aia de
alb-maro, maroniu, așa, da. Căcăniu. Așa, da. Bun, hai să trecem la întrebarea lui Alisa, care a zis. Florin. Da. Ah, Florin, nu zis. Da, scuze, Alisa nu e. Este sub acoperire, nu v-a surprins. În CGI te rezolvăm. Deci cât câștigă un editor pe lume? Un editor care nu face CGI și unul care face CGI. Dacă chestiile ce le-ai făcut pentru asimptomatic ar fi trebuit să le faci... Asta e chestia, pentru că nu am făcut momentan ceva din care să fac bani, nu pot să mă pronunț. Adică mult prea puțin. Primisem la un moment dat un... doar pe modelare, cum am zis? Pe modelare, atunci, da. Da, am primit de la cineva un preț de genul pe modelare. Modelare înseamnă că îți creează doar un personaj. De exemplu, ai nevoie să-ți creeze un om sau ceva de genul, da? Uh-huh. Aia e modelare. Doar omul respectiv, da? Doar și-o caracterul, genul. Doar caracterul, da? Da. Și-o zis ceva de genul 300 de euro pe zi? Ceva de genul, cred că. Da. Mi-aduc aminte de cine vorbește. Pe mine semne din spate. 100! 100 pe oră! 100 pe oră? Nu. Era undeva ceva de genul că într-o lună, doar pe modelare puteai să ajungi la 3000 de euro. Ok. Pentru un personaj. Pentru un caracter care nu face nimic. Da. Nu e riguit. Nu face. E doar ți-l... Înseamnă că pe loc nu-i spuse chestiile. Nu se mișcă. Doar ți l-a creat, poți să-l întorci, să-l vezi în 3D. Vezi tot, hainele, tot frumos, dar nu face nimic. Adică 3000 să ți-l creeze. El zicea ceva de genul că într-o lună tot lucrezi la el, mai dai la om, la client, ți-l dă înapoi, mai fă-mi aici, mai zice, și ajungi undeva, poate să iei și 3000 de euro doar pentru ăla. Gândește că ai de făcut 20 de personaje, trebuie după aia să le pui într-un environment, riguite, adică partea de articulație, după care trebuie partea de animație, adică nu știu dacă trebuie să se aplece, dacă trebuie să fugă, să expresiile pe față, aia e altă discuție. Deci, cumva, știi, ajungi la niște sume la care te gândești, acum înțeleg de ce filmele de la Hollywood costă sute de milioane. Da, și de ce în România nu se fac. Și, exact. Ce, de exemplu, relaționez, ce-mi spui, relaționez mult cu figurina aia din Vlad Cazino, pe care o tot vedem în reclame și așa. No, aia e animație. Aia e animație? E animație și e 2D. A, e 2D ăla? Da. Deci mai amplificat decât ăla. Păi nu știu ce... 3D-ul, de exemplu, cum sunt filmele de Pixar, ales 3D-uri, nu? Da. Da, gândiți-vă la... Na, de animație Pixar. Adică modelarea practic luai un caracter de acolo și doar pe caracterul respectiv. Acum nu știu ce, de exemplu, să dau abar. Secret Life of Pets? Ok. De filmul ăla ziceam eu Secret Life of Pets. Da. Ăia de vorbeam. Da. E animație 100%, să știi. A, atunci nu de ăla. Nu. Ăla e animație 100%. Da, deci cumva toată chestia asta e mâncătoare de timp și de resurse. La un moment dat era o discuție că un film de la Pixar, la final, după ce e gata, când îi dă export, durează exportul o lună de zile în continuu. O lună de zile în continuu. Nu e efect. Da, o lună de zile în continuu, nu pe un calculator, pe o fermă de calculatoare. Da. Okay. Adică multe calculatoare de ultimă generație legate toate, nu? Mai am gândit. Da, este, da. Adică așa? Practic sunt mai multe calculatoare și fiecare randează bucățica lui. La final se unesc toate părțile. Și duraci că o lună de zile în continuu, fără oprire, să termine filmul de exportat. Da? Acolo ați văzut firele de păr la personaj, la toate. Asta înseamnă... Deci e clar, tot ce vorbești de genul 3D și asta e mâncător de timp, de resurse, de... În concluzie, se poate ajunge, acum nu știm cât în România, mai mult probabil peste hotare, se poate ajunge la niște câștiguri foarte mari, dar cu foarte multă muncă și cu foarte mult timp alocat. Da, dar nu cred că e vorba despre un... La noi aici nu e vorba de un singur om. Acolo vorbim de echipe. La nivelul nostru ce a fost, părțile alea de CGI ce le-ați văzut, care nu au fost foarte multe și le-a făcut un singur om, și a durat noroc că nu a fost foarte mult. Acum, stai un pic.
Când privința duratei nu mi s-a părut o durată, nu știu, ani de zile. Câte minute? Nu, dar ai avut un singur obiect, adică a fost puțin de lucru, să zicem așa, pe partea de CGI. Dar când vine vorba de un proiect mare, unde ai mult de lucru, acolo nici mai poate lucra un singur om, pentru că nu are cum. E la fel ca pe edit, știi? Unul face parte de editare, unul face parte de colorizare. Da. Deși da. Pare că e același lucru, fiecare se ocupă de partea lui, așa e și aici. Unul se ocupă de partea de modelare, celălalt de rigging, celălalt de animation, adică fiecare face câte ceva. Da. Oamenii ar putea, de exemplu, să dea pauză când se uită la un film de Marvel și când ajunge undeva la FX, artist sau nu știu ce pe credite, să dea pauză și să citească numele alea mici, ceva de genul 200 de oameni, așa, unul lângă altul, aia toți au muncit 3D-ul. Da. Ca să... La un moment dat, vizionam noi un TikTok, eu tot arăt TikTok-uri și mie mi s-a părut că a făcut, nu știu dacă ți-aduce aminte, dar zic în mare, că a făcut omul respectiv, wow, un TikTok spectaculos pentru că trecea sărea cumva în haine. Și mi-a salvat, mi-a salvat acel TikTok și mi l-a împărțit pe frame-uri și mi-a arătat efectiv cum a făcut, cum s-a filmat, cum a făcut. Chestia asta o pot face oamenii ca să învețe? Gen, pot să-l iau să un învețe vid. Edit? Da. Să da. Învețe CGI? Nu, că n-are nicio treabă. Ăla nu e CGI. Ăla normal se numește stop motion. Stop motion, ok. Așa, se numește exact cum se făceau înainte desenele animate cu păpuși, în care fiecare frame era pozat. Deci îi mișcai un pic mâna păpuși și pozai, fără să miști camera. Da. Iar un pic și atunci când dădea drumul la, efectiv la film, tu vedeai de fapt toate pozele alea. Asta e ca și desenul ăla de ne făceam noi când eram mici, pe foi multe și făceai... Ăla e stop motion și asta ce folosesc foarte mult, am văzut pe TikTok, chestii de genul, nu știu... Stă în picioare și dă drumul și când pică jos se transformă în baloane. Da, sau da, da. Eu știu. Totul. Da. Ăla e stop motion. De fapt, nu miști camera, el își dă drumul pe o saltea, dar înainte de asta și-o luat și un cadru gol fără el și după aia ia cu baloanele și combină cele trei și gata. E... Dacă îmi vine vorba de CGI, nu. Adică n-am putea salva și cumva să-l defragmentăm, nu știu dacă mă exprim corect, ca să vedem cum s-a creat acel... A, nu... Mi-a dat eroare cu întrebarea, nu știu. Adică să desfaci... Stai puțin, nu se, să te referi să iei o scenă care e făcută în CGI? Da, iau scena cu explozia, dar vorbim de asimptomatic. Nu. Iau scena cu explozia și încerc să o, nu, să nu. O desfac cumva să văd cum a fost creat. Nu, nu, nu. Deci nu se poate așa ceva. Nu, 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 pentru că, de fapt, explozia aia care tu o vezi, să zicem, ea e o explozie. E o chestie organică, e o explozie în programul ăla în care ai făcut-o, nu e făcută, adică nu există un dedesubt. E o explozie. Da. Sunt niște particule la care-s date niște așa și e efectiv o explozie, doar că nu e reală, e în CGI. Deci dacă e să oprești și să te uiți frame by frame, vei vedea de fapt o explozie. Da. Am înțeles. Da. Da. Cam asta e. Aia vreau să știu diferențele astea da, între... Da, ca să zic așa... chestiile care se imită foarte bine și exploziile, focul, de exemplu, da? Ai de făcut niște chestii cu foc, normal că nu o să dai foc la lucruri, să zicem, sau poți să dai dacă ai oameni specializați și poți să-ți facă un set anume și așa mai departe. Dacă nu, îl reproduci în 3D, iar focul respectiv în 3D chiar e foc. Adică e organic, nu e nimic... Nu poți să descompui imaginea aia și să-ți dai seama de fapt aici... Am înțeles cum a făcut, am înțeles cum a făcut. Aici chiar a pus foc. Aia o să vezi, ceva de genul. Da. Da. Aia ce ai explicat tu, ce ți-a arătat el, e cu totul altceva. E cu totul altceva. Da. Pe partea de 3D simulez absolut tot. Adică dacă intru în soft, chiar pun foc, chiar pun vânt, chiar este fum, absolut tot. Inclusiv gravitație, absolut tot se simulează. De asta, de fapt, și durează foarte mult atunci când exporți, pentru că ține cont de foarte multe variabile. Discutam la un moment dat cu MV că avea o chestie de făcut, nu mai știu exact care, care o puteam face și în realitate. Și era ceva de genul, tu seama că dacă făceam în realitate, puneai camera, făceai chestia și plecai acasă, gata. Așa eu o trebuie să stau și să... ore întregi ca să fac o chestie care în realitate aș fi dat rec la cameră și era, nu mai știu exact despre ce am discutat. Da. Dar nu știu de ce a trebuit refăcută în aia, dar ideea e că cred că și partea cu simii pe sus pe clădire.
Nu? Că dacă îl urcam sus, dacă îl urcam sus pe clădire, îl puneam cu fundul pe marginea blocului, îl legam cu niște sfori, care erau mult mai ușor de scos, și el stătea efectiv pe marginea blocului, se uita în jos, făcea toate chestiile alea care le-au făcut în film, dar nu mai trebuia noi după aia să... aia era. Că, de fapt, cum a fost acolo? Noi am avut mișcarea aia care merge spre Simi, în timp ce el e cu spatele, da? Toată mișcarea aia care ați văzut-o, el, de fapt, e pe green screen acolo. MV a trebuit să, să facă tracking la toată scena aia ca să poată să suprapună camera virtuală pe camera reală. Adică camera reală s-a mișcat în scena reală, dar ca să poată să aplice niște chestii virtuale, trebuia și camera virtuală să facă exact același lucru ca și camera reală. Deci a fost o bătaie de cap care, normal, dacă luam niște, angajam niște băieți care fac alpinism din ăsta utilitar. Sau cascadori, poate, nu știu. Da, dar să zicem că vreau, îl voiam pe Simi din spate, da? Angajam niște băieți de la alpinism utilitar, îl puneau acolo, îl asigurau, făceam toată treaba aia. Și puteam să filmăm. Și mișcam camera, după aia în post, doar scoteam funile alea ce se, ca aia, e foarte simplu de scos. Și era o chestie, ceva, deci nu, am filmat, am făcut aia, gata. Așa a trebuit el să stea și să facă. Da, am învățat cu toate acestea. Da, 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 nu, nu zic mai important. Da, nu zic, dar zic de multe ori, să știți că în multe filme am văzut foarte multe scene în care se limitează treaba asta. Încearcă să o facă cât mai practic. Cât se poate practic și să intervină doar cu mici. Să reducă costul. Să reducă costul. Și timpul din post-producție. Nu, și chestia de realitate. Da, cât de, cum percepi. Cum percepi. De exemplu, sunt regizorii Christopher Nolan, care se ferește foarte mult de CGI și încearcă să facă cât mai mult natural. Efecte speciale, exact cum am zis, nu CGI, ci acolo, în asta. De exemplu, la Oppenheimer, ci că explozia aia e făcută cumva din niște baloane. Să vă uitați la behind the scene, ciuperca aia a făcut-o, efectiv, chiar a filmat o chestie aia. Se umflă niște chestii și îți dă impresia de... Na. În Inception, iar o chestie acolo... Ați văzut Inception? Da. Da, Inception, da. În hotel, când începe totul să se învârtă și ei zboară, aia chiar e real. Îs făcute camere într-un container pe niște chestii hidraulice și chiar îi învârte pe ei, îs holuri construite adevărate. Înțelegi? Și ei sunt legați cu funii adevărat și fac tot felul de chestii, care alea după aia se scot mult mai repede. Dar cumva, zici, mai ar fi trebuit să-i filmeze pe green screen. A fost foarte greu de reprodus. Să... Și probabil... S-ar vedea că nu-i ceva de acolo. Dar acolo... Da. Dar diferențele de costuri? E mai mult în post sau mai mult așa? Să depinde facă... de ce vrei să faci, știi? Acum... Da, ai dreptate aici, că de exemplu dacă trebuie să vii cu niște chestii de genul ăsta, chestii hidraulice mari, gândește, aproape ce vezi într-un parc de distracții, tu trebuie să construiești tot ca să poți să faci o anumită... E posibil să se ridice costurile. Înseamnă că la ei, probabil la nivelul ăla, nu e atât vorba de costuri, cât e vorba de... Mai mult chestia aia, știi, poate și marketing, la noi nu s-au folosit CGI-ul, pentru că deja mi se pare că a început să se folosească atât de mult CGI, în care a devenit așa ceva de genul, acum dacă nu faci CGI, ești mai șmecher, dar să arate ca și cum e ceva ce e imposibil de reprodus, dar eu totuși am reușit să-l fac fără CGI, ceva de genul. Bine, acolo oricum la Hollywood vorbești un alt nivel, adică nu da, da, clar. Nu, dar stai puțin, vorbim de un alt nivel, gândiți-vă că tot ce înseamnă Marvel, în general, se face cu green screen și cu CGI și cu nu știu ce. Dar, na, unii regizori vor ei să... Vor să fie mai autentici. Da, și ce că așa se făcea și înainte. De exemplu, toate trucajele alea ce le vedeați înainte cu Stan și Bran, și mai era... Tot uit numele tipului ăla care avea fața aia. El era comic, dar fața lui era tot timpul serioasă. Cu Delca și cu Tony am vorbit și mi-au zis de el și lor le place foarte mult. Na, toate efecte. Mai vechi? Da, alb-negru. De când era Stan și Bran, genul ăla. În fine, o să comenteze ei, o să zic ei cum se numește actorul. Așa se făceau efectele. Deci nu existau calculatoare, nu existau și totul se făcea, se gândea cumva să fie... practic, nu? Deci trebuia făcut propsuri. Da. Ca să încheiem partea asta, că după aia trecem la niște jocuri, ar fi fost la fel... Ar fi fost la fel asimptomatic fără efecte speciale?
Sau cât de mult au făcut? Acum, știi? Cât de mult au făcut diferența? Cât de mult au contat? Păi ar fi însemnat, adică tu te referi să modificăm, adică ar fi trebuit să modificăm povestea? Da, nu știu, să nu puște drone, să nu tragă cu arcul în drone, să... Când se poate face și fără CGI, poate că trecea mai repede peste anumite cadre, foițe, exact ce ziceai, cumva niște... Puteai să oși... Să nu știu, cumva. Să nu fie drone, să fie păsări care chiar zburau, dau un exemplu. Păi nu, era mai greu. Era mai greu? Da, putea să fie, de exemplu, să nu fie drone, de exemplu, să fie soldați care îi urmăreau. Și atunci soldații puteam să ducem oameni îmbrăcați și să fie, da, știi? Dar cumva povestea în sine fiind prima parte aia utopică așa și chestii de sfârșitul lumii și bla bla bla, cumva... Era păcat să nu fie dronă, știi? Nu neapărat dronă, dar în capul lui... ceva, ceva, știi? Adică ceva putea să nu-l urmărească nimic și atunci... era un pic mai nebun, dacă fugea de nebun pe acolo prin pădure și trăgea după nimic, știi? Din feedback-ul, puțin să zicem, că destul de puțin din care l-am primit, multă lume o sesizat și o apreciat efectele, pentru că, cum am mai spus, nu prea se regăsesc la noi. Am auzit și o chestie. Dacă... Adică, dacă e să mă gândesc la un efect special, îmi amintesc din filmul Five Gang, pe Dorian Popa cum trăgea cu sânii. Bă, nu știu ce filme te uiți, dar... Serios, nu te arăt? Mulțumesc, ok. Shit, asta e... Da, asta e dură, rău. Da. Bun. Nu știu când m-am dat. Bun. Că tot ne place să ne punem bilețele pe soare. Aolete! Sper că n-am vorbit mult și prost. Da, nu. Clar. I-am vorbit puțin și prost, mă faște. Pentru că la Dodo și... Nu te uiți. Nu te uiți. La Dodo și la Denis... au fost cu cântece, da? Trebuia voi cu film. Trebuia să re... pământ de flori, da, oameni buni, nu trebuia știu. Să recunosc. Și pedeapsa nu e alcool, nu? Bem noi. Noi bem noi. Florin e bucuros că în sfârșit e fără mașină. Da. Cum a fost cu cântece, de exemplu, punem, nu știu, da, Madonna știm, și zicem Frozen, da? Cu ce o să fie? De data asta este cu efecte speciale. Și de exemplu, dau eu un exemplu pe care nu l-am pus acolo. Dacă eu am pe frunte, să zic, Lord of the Rings, hai de capul Alisa, meu. Alisa poate să spună Eye of Sauron. Că l-a fost efectul special. Am înțeles. Ai, bună. Bună, foarte bună, dar eu cum nu știu nimic, o să fie... El e pământ de flori, el știe să le facă, dar nu se uite la el. Da. Păi ele se bucură că ele trebuie să bea. Da, da, începe Ovidiu când ghicește Ovidiu ce are pe frunte, bea Alisa, când ghicești tu ce ai pe frunte. Adică nu mai punem pahar, poți să bei direct din sticlă. Eu o să beau tot timpul așa. Ridic eu, da? Da. Stai, eu trebuie să mă uit sau... Nu. Da, tu trebuie să te uiți. Da. Tu trebuie să te uiți la cele. Eu vă arăt vouă întorc invers. Nu, tu ți-l pui pe frunte. Nu, dar e bine. Deci așa, da. Tu ți-l pui pe frunte și mi-ai vezi spune ce efect special era acolo. Ce efect special era acolo? Da, era ce... construit un tigru și era un băiat singur pe barcă. Life with Pi. Da, da. Poți să beau, că am ghicit. Da, au ghicit. Și acum vezi, da, vezi să ții mâna că e transparente. Deci așa. Da, întoarce. Întoarce. Așa. Da. Puneți-l pe frunte. Așa. Și uite-l la mine. Și fii acum gutuie. Fii atent. Uite. Joi. Tyrannosaurus Rex. Da, dar filmul. Godzilla. Nu? Nu știu. Altul. E mai vechi. Cu mai mulți. Cum mai mulți? Jurassic Park. Bravo! Du-te, bă, am mărit unul să am, bă, știți. În cinstea ta. Da, frate, nu mă așteptam. Și că nu știu. Tiranozaur Rex. Da, Rex. Grivei, Rex. Continuă. E bine. E bine? Hai că ne-am uitat și... Stai să arăt și la cameră. Ne-am uitat recent. E cu un tip care cumva ajunge pe Marte cu o echipă, dar echipa îl părăsește. Da, marțianul. Da. Da. The Martian, the Martian, de ceva. De ăla. Cu domnul Matt Damon. Hai mă, Matt, ce faceți, că nu e așa? Ei, trebuie să-l întorc? Bă, iară să-mi bag și pizza. Așa. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Așa, 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 perfect. Ina Margareta Nistor. Nana Muscuri. Nu mă, stai puțin. Stai. Ok. Jol. Oamenii erau de fapt alien când s-au dus pe planeta aia și îi prigoneau pe
băștinașii de acolo, ei erau albaștri. Avatar? Da. Bă, nu mă așteptam, jur. Sunt atât de mulțumit încât restul pot să nu mai... Tu ghicește-le pe toate, că noi trebuie să bem. Așa un pic. Așa. Arată-mi. Hai că-mi place mie de mor ăsta. Ah, fuck. E un film, e ceva din seria Harry Potter, doar a apărut după aia. Și, de fapt, din trecutul Harry Potter. Îmi vine să zic goblinul. Da, goblinul. Cum le zice la ăia, la persoană, la ăia mici? Nu, no, n-are treabă cu ăia mici. No. E un tip care are în servietă un fel de altă lume. Deschide servieta, se bagă acolo și o lume cu tot felul de animale. Are un nume lung. Noi din... Ei, nu știu cum... Din Scamander. Da, da. Din Scamander. Da, da. Știe, dar stă pe limbă. Știu, dar stă pe limbă. Și animale misterioase, sau nu știu cum... Da. E ceva în nume, dar nu mai știu, ceva... Al doilea e frumoasa și... Bestia. Bun, al doilea cuvânt primul. Deci... Bestii fantastic. Asta e, asta e, fantastic vis. Așa. Bea, Alisa. Ia, noroc. Noroc și la mai mare. O să cred că le fac bine așa. La... Păi stai că la mine nu se ghișească. Așa. Așa. Așa, hai că asta pune, e... Pune, pune. Fii atent. Da. Efectul. Matrix, nu? Ești prea bun, bebe, ești prea bun. Da, e clar. Tu care credeai că nu o să mereși nimic. Dar ție numai de astea lungi-ți pică. Întoarce invers. A, bun, e o poveste, s-a făcut și film, e cu o fetiță care fuge după un iepure și pică prin tot. Alice în Țara Minunilor. Ăla-i, mă. Alice in Wonderland. Adică eu. Da. Da. Nu mă. Alice, hey, Florin. Tu ești Florin. Florin. Gata, ai bun, un pic și ai uitat. Deja dau continuu, deja în jumătate de oră continuăm podcastul, e ok. Am zis eu așa, mergem de la podcast la party, întoarce. Da. Invers, mai o dată. Am gândit tot ce am invers o singură dată, da, e ok. Asta îți place ție mult. Da, da. Ai fiert. Ah, fac, acum nu știu cum se zice. Dar știi. Da, a fost primul bun. E cu toții, da? Da, cu toții. Eroi Galaxiei. Da, exact. Așa în română nu e. Ceva Galaxii, nu știu ce. Guardians, da. Dar știai despre ce-i vorba. Da, 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 m-am prins exact. Păi, I'm Groot. Da, când drag. Așa, mai o dată. Așa. Ah. Asta îți place ție, iar. Da, e bun, e o animație destul de 2012, exact. Am gătat o sticlă. Cu un mic roboțel care strângea gunoi de pe pământ. Oamenii au plecat cu o navă, s-au îngrășat ca porci toți. Wall-E. Da, ăla-i. Ăsta-i. Da. Și ultimul e întors bine. Acum tot efectul ți-l fac. Stroi ceapă. Da. Tot se povestește. Florin, ce te ascunde tine? Ah, nu îmi zic că e cu din asta, că nu știu, cu Darth Vader, cu... Ăla, că nu știu. Nu știu de asta cu Star Wars. Star Wars. Da. Vezi că trebuie să bei tu, eu am băut unul de... Da. Ele ce se pun lichid beț acolo, mă, să moară orice culoare are. Vrei să te speri pe mâini? Nu facem reclamă, că nu ne sponsorizează. Dacă ne-a sponsorizat, da, facem. Da. Luați lichiorul de fistic de la Lidl. Hai, noroc. Ai făcut reclamă la Lidl. Bă, nu mai simt, mă, bă, ești până, mă. O să punem, luați lichiorul de la... Da. Și mai avem un joc. Ia să... Hai de capul, mă. E pentru doi prieteni, pentru că... Da. Care se cunosc foarte, foarte bine. Să zicem, din ce am... numărat eu ani sau așa, parcă știi de când avea 18. Mai, deci... Nu, cred că minor. Da, era minor. Deci, ce... Era minor. L-ai corupt? Nu sunam bine. O să gândi, l-ai corupt? Da, vreo 16-17 ani. Vreo 17 plus. Dacă tu vrei bine să fie. 17. Bun. Întrebările, vă dau, înainte să le puneți, vă dau un exemplu. Întrebările sunt de tipul. Ca și când aș face eu cu Florin. Da, să arătăm, cred că am mai văzut. Care dintre cei doi prieteni fumează mai mult? Hai, eu arăt ea și ea arată spre ea că ea fumează, eu nu. Da. Deci voi?
E simplu. Să nu luați în seamă zgomotele de pe fundal. Bine. Dar bă, ce v-ați de timp dacă nu vă supărați? Da, dacă nu vă supărați. Bun. Care dintre cei doi prieteni este mai implicat în activități sportive? Bine, mă! Arată și tu! Arată obi! Dumnezeu e! Da, încă nu putem bea la Florine! Care dintre cei doi prieteni este mai pasionat de gătit? E, uite, motiv de băut! Ce, să mă, tu mi-ar dați prin mine? Hai, că nu, eu, dar mă, că mă, spune la mine. Până la... Aha, bun. Dar voi nu ziceți. Da, uite, nu ziceți. Gata, gata. Care dintre cei doi prieteni are un gust muzical mai diversificat? E, bun, iar avem. Ce mai am făcut, bă? Nu. Continuă tu. Stai. Care dintre cei doi prieteni este mai priceput la povestit? Bun. Care dintre cei doi prieteni se uită la mai multe filme? De care? De toate! Bun. Care dintre cei doi prieteni citește mai mult? A fost o perioadă când... Da. Dar a fost. Bun. Fuse și se duse. No, nu mai putem bea. Care dintre cei doi prieteni este mai interesat de tehnologie? Nu mă așteptam la asta. Care dintre cei doi prieteni este mai organizat? Doar îmi cunoaște desktop-ul. Care dintre cei doi prieteni dă soluții mai bune? Depinde de domeniu. Deci depinde de domeniu. Și ultima, care e foarte strong așa, care dintre cei doi prieteni este mai agresiv? Cine dă cu pumnul în masă? E, tu ai dat cu pumnul în masă. Știu niște povești. Eu știu niște povești. Eu știu. Să nu dăm de gol, gata. Gata, am terminat? Gata. Da. Florine, mai mergem un șat TFS-ului. Încă o dată în cinstea TFS-ului. Mulțumim că sunteți cu noi. Ne revedem curând. Și dar nu închidem. Ovidiu, ba da, închidem. Bă, nu închidem, mai stau. Mai scoate ceva de acolo jocuri, nu știu, vezi ce mai e. Să-i placă. După ce te-ai încălzit atât de greu. Păi dar trebuie să încep cu jocurile și tu m-ai pus întrebări. Cine este MV? Aia trebuie să știu să zic cine e MV. Serios. Păi da. Pentru asta am venit aici. Nu, nu, era o chestie care nu te-a întrebat. De la ce vine MV? Da, chiar. De la Most Wanted. Eu o să beau, că eu am să beau. Nicknameul meu din Counter-Strike. Most Wanted, oh! Uite la Lisa, Most Wanted. Păi eu mă pregăteam să beau și voi tot vorbeați. Și, eu eram... și pe finalul podcastului, Florin s-a transformat în Alisa, că Florin ar putea să estetică. Bea atâta. Și bă! Eu pot să fac și eu așa. Mulțumim că ați fost cu noi. În curând un nou episod. Mulțumim, MV, mulțumim, Ovidiu. Sperăm că vă distrați și că luați și voi un șat cu noi. Alisa, l-a luat. Florin, Alisa. Am uitat să dau regla la valieră.